Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Heavy Metal Machines. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu un nou match și am văzut că data trecută v-a plăcut foarte, foarte mult episodul ăla. S-au strâns peste 10.000 de like-uri și nu mă așteptam în niciun caz să se strângă peste 10.000 de like-uri la Heavy Metal Machines, dar se pare că jocul vă place foarte mult și pe bună dreptate. Până la urmă este un joc extrem de bun. E vorba de un joc, pentru cei ce nu știu, un joc gratuit pe care îl puteți downloada acum de pe Steam, aveți link în descriere, în care tu îți alegi o mașină cu care trebuie să dai gol în poarta inamică. E destul de interesantă ideea și bineînțeles mi-a plăcut de prima dată când l-am văzut, dar să te gândești că jocul ăsta e și gratuit, adică nu trebuie să plătești niciun ban pentru el. Asta e și mai super. Dar oricum, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și mai vreți episoade în continuare. Și băieții ăștia de la Heavy Metal Machines fac încă un giveaway cu încă 5 mașini premium din joc. Deci dacă vreți să participați, aveți link-ul în descriere, ca de obicei. Și hai să vedem. Hai să vedem, intrăm în match. Nu știu încă cu ce mașină o să conduc astăzi, pentru că data trecută am condus o mașină cu electricitate. Era destul de bună, dar parcă aș vrea ceva cu un pic mai mult damage. Cu tipul ăsta nu știu dacă am mers. Ceva cu mai mult damage mi-aș lua. Uite, ăsta de exemplu este un medium. Îți zice aici cam ce dificultate are fiecare caracter în parte. Și interceptor. Cred că clasa asta interceptor aș vrea să-mi o iau. Uite, uite cum arată asta de exemplu. Zici că e un excavator direct, nu? Ceva de genul. Hai să vedem dacă am ceva skin-uri pentru el. Uite, aș putea să-mi iau pe ăsta, de exemplu, ăsta e skin-ul pe care l-am. Și fiecare dintre mașinile de la giveaway vine și cu un skin, da? Cu un skin gratuit pentru mașina respectivă. Așa că de asta vă zic, dacă vreți să participați, link-ul e în descriere. Dacă și așa vă jucați jocul ăsta, de exemplu, nu aveți ce să pierdeți. Și hai să vedem ce reușim noi să facem în acest match. Se încarcă destul de repede. Singura problemă a jocului e faptul că nu sunt foarte mulți playeri. Și dacă vrei să te joci, de exemplu, un match online, va dura destul de mult să-ți găsească pe cineva. Așa că, nu știu, poate reușim noi să ne jucăm mai mulți și poate reușim să ne întâlnim pe online. Habar n-am, o să vedem. Deci, v-am zis, dacă vreți să vă jucați și voi, link-ul e în descriere. Nu trebuie să dați niciun ban pe juculețul ăsta și merge pe toate calculatoarele. Mamă cum arată chestia aia mea. Deci uitați-vă puțin cum arată excavatorul ăla meu, frate, ești nebun. Bun, pentru cei ce n-au văzut, în mijloc aici va fi mingea, iar noi trebuie să luăm mingea asta, să o ducem în poarta inamică. Și inamicii, bineînțeles, trebuie să facă exact același lucru. Iar conceptul cu abilitățile e exact ca în League of Legends sau în Dota, da? Deci ai ultimata și ai câte două abilități plus un boost, care și aia la rândul ei e tot o abilitate, da? Bun, băgăm viteză. Am pornit cu roșu, am pornit un pic mai greu. Dar pot să fac asta și să iau mingea. Mama, zis cum am băgat viteză. Oh my god. Mașina asta e prea șmecheră, dar în momentul în care tu ai mingea, bine, ea de fapt e o bombă. În momentul în care tu ai această bombă, îți cade treptat din viață. Mai are un excavator. Fuck. Da, asta o să fie o problemă. Stai acolo. M-au distrus din prima, frate. First machine, da. Nu contează, până la urmă, echipa noastră trebuie să câștige. Eu sunt un interceptor. Adică obiectivul meu este să intru în ceilalți și să-i dau de pe șosea. Cam asta e toată ideea la caracterul ăsta meu. Dar hai să băgăm viteză. Are două boosturi, iar al doilea boost te face cumva să intri în ceilalți ca să-i dobori. Hai că suntem aproape de golul lor. Ia mă, stai acolo. A sărit peste el. Dă-i gol, dă-i gol, dă-i... Oh my god. Mama, a dat gol din prima, frate. Din primele secunde băieții ăștia au reușit să dea gol. Mașina aia, Any Sweetheart sau ceva de genul ăsta, am văzut că foarte mult e folosită în chestia asta cu golurile. Adică majoritatea golurilor, să vedeți voi dacă meciul ăsta nu ia, o să le dea. Nu știu, e foarte bună, sare peste inamici. Poate o să o încerc și eu la un moment dat. Nu mai țin minte dacă am încercat-o sau nu. Dacă m-am jucat cu caracterul ăla sau nu. Da, na, o să rămână de văzut. Bun, încerc să nimeresc verdele de data asta ca să prind un boost și să mă duc cumva pe ei. Și de asemenea, poți să te duci să și cumperi niște chestii de aici. Așa. Ca și cum ți-ai cumpăra item în League of Legends sau în Dota. Bun, prinde verdele, prinde verdele. Hai. L-am prins. Pleci cu un pic de boost și dacă prinzi roșu ăla, nu pleci cu niciun boost. Chiar rămâi în urmă. Bun, mingea e la noi. Așa, ia să vedem. Bum! Trece acolo.
Wow, cât de șmecher e abilitatea aia, că poți să-i împingi. Dar faza e că e și unul de la ei care are aceeași mașină ca mine. Vai de mine, ce-i în spatele meu. Păi vedeți ce-i în spatele meu acum? Fai de capul meu. Ok, oh, fuck. Dă-i. Nu te opri. Hai că e bine, momentan o ducem bine. O să avem grijă aici. O să avem mare, mare grijă. Am trecut printr-o chestie de aia roșie și mi-a luat mingea. Ok. Ăsta crede că o să supraviețuiască. Vino mă încoace și dă-mi mingea că e a mea. Din păcate nu prea mai am foarte multă viață la dispoziție. Mamă, cum se învârte. Hai, dați-mi viață și... Bum, aia-i frate, aia-i. Deja două goluri. Destul de bine, frate, destul de bine ne descurcăm meciul ăsta. Mai bine decât mă așteptam. Mașina asta e atât de bună la furat mingea și l-a băgat boost în față. Și arată și bine, așa ca un mic tănculeț. Nu știu cum e la fel de rapidă ca mașinile pe roți, dar dacă e, de ce nu? Așa, ia să vedem. Deci mai avem pe tipa aia cu flăcări. Și pe asta chiar nu știu. Încerc să mă uit și la caracterele celelalte să le învăț, să-mi dau seama ce poate fiecare, că, na, știți și voi, dacă cumva vine un inamic cu mașina respectivă, trebuie să știi ce face, ca să știi cum să te aperi de ea. Așa, hai să băgăm viteză. Brum. Hai. Verde. Așa. Și mingea e noastră. Până ajung eu, ăștia nici măcar n-au ajuns de la echipa inamică. Deci bomba, eu deja am luat-o. Și știți cât ne chinuiam cu alte caractere, de exemplu, dar cu ăsta e atât de simplu. Mi-au dat ceva damage. Nu-i de joacă. Mamă, e unul în spatele meu. Doi în spatele meu. M-a învârtit. Hai, dă-i. Vai de mine ce m-a omorât. Luați mingea. E la ei? Cred că e la noi acum. Nu, a furat-o tipul ăla, Olivia Burns. Dă-i viteză. Mamă, frate, a furat-o pe ultima 100 de metri. Dacă dă acum gol, meciul ăsta e a nostru. No, a distrus-o. Vreau să-l oprim pe ăla. Uite, mă uit pe hartă să văd pe unde mă pot strecura. Să intru în el. Fiți atenți, că de-astea sunt interceptor, da? Ia. Opa. Vai, băiete, ce l-am strivit pe ăla. Ești nebun. Oh my god. Ok, acum tipa asta, Annie Sweetheart, trebuie să dea gol. Neapărat trebuie să dea gol, vedeți că l-am oprit pe ăla. Sare peste inamici. Foarte, foarte bine. Wow. Și aia e. Așa se folosește mașinuța asta. Îi împingi pe ăștia de pe cursă. Cred că reușim să dăm gol. Da, bravo. Așa da, frate, uite, așa da. Victorie. Dar cred că o să mai facem un meci în episodul ăsta, ce ziceți? Eu zic că ar fi o idee bună să facem două meciuri. De obicei făceam câte un meci, dar am zis, bă, ăsta e destul de scurt, așa că... Da, merge să facem două meciuri. Și în al doilea meci o să-mi aleg altă mașină. Nu știu exact ce mașină, tot așa o să trebuiască să testăm, să vedem cum se descurcă fiecare. Dar i-am distrus victorie pentru noi. Și pe măsură ce joci, poți să completezi diferite challenge-uri și diferite... De exemplu, dacă faci poți să faci level pe caracter și poți să faci level pe cont. O să vedeți acum imediat. Deci match highlights. Așa. 7 final blows metal collected. Match duration. Vedeți, aici sunt medaliile pe care le-am primit eu și ăsta e levelul, da, pe caracter. Ăsta e levelul pe caracter. Am făcut level 2 pe caracterul ăsta. Iar aici avem 5. Aproape fac următorul level, o să-l fac pe 6. Bun, hai să mergem la meniu. Și să ne alegem din nou o mașinuță. O să dăm aici pe play. Să dăm pe practice. Bam. Și hai să vedem cu ce mașină ne jucăm de data asta. Vreau ceva tot așa nou, știi? În episodul ăsta vreau doar mașinuțe noi. Ceva ce nu am mai jucat până acum. Waiting time-ul e destul de scurt pentru că e pe practice, dar v-am zis, dacă s-ar juca mai mulți oameni jocul ăsta, cu siguranță am putea să jucăm pe online o grămadă de chestii și ar fi super, super tare. Ar fi mișto să ne întâlnim în joc și având în vedere că, v-am zis, nu sunt foarte mulți, cred că avem șansa. Dar hai să ne alegem pilotul, bă, nu știu cu ce o să joc, interceptor ăsta ce face? Clanker emits a pulse around him, Clanker fires a long range tow, prinde pe cineva. Interesant, dar totuși Black Lotus, a fast transporter.
Hai să jucăm și un transporter de data asta, da? Să ne alegem skin-ul ăsta. Alegem locul ăsta. Transporterul ce face? El, obiectivul lui este să ia mingea și să o dea gol cu ea cât mai repede. E o mașină foarte rapidă în comparație cu celelalte, dar am impresia că e un fel de glass cannon, adică are foarte puțină viață, dar dă și mult damage. Acum nu știu dacă e chiar așa, da, sau nu, dar o să vedem. Bine că avem și un suport acolo, tipul ăla de jos. Clotiltide, sau cum îi zice lui ăla. E ăla de acolo o să ne dea viață când mergem să dăm gol și o să fie destul de ok. Ce mișto arată mașinuța aia mea cu skin-ul ăla. Dar e așa micuță. Ok. Ia să vedem mingea. Ne dăm mingea aici în mijloc. Și eu voi încerca să dau gol cât mai repede, da? Voi încerca să prind verdele și să plecăm așa cu boost. Ia, verde. Trebuie să stai cu mouse-ul, să dai click-click până ajungi în verde și trebuie să rămâi acolo. Și e destul de greu. Hai că l-am prins. Am pornit cu două boosturi. Ok, l-am luat și... Din ce înțeleg, mașina asta îi se încarcă boostul mult mai repede față de la celelalte. Dar nu știu ce fac abilitățile celelalte a ei. Pe Q... Oh, pe Q are încă un boost. Deci are două boosturi. Ah, și are un boost care se încarcă mult mai repede. Aoleo, ce mi-a făcut ăla. Dai bătaie, dai bătaie, dai bătaie. Boost și încă un boost. Aha! Ok, deci bagi viteză cu asta la greu. Pentru că poți să bagi boostul ăsta de câte ori vrei tu. Hop! Și se încarcă repede. Problema e că, vedeți că eu deja nu mai am viață. Da, asta cred că o să fie o problemă pentru noi. Dar, dar am reușit să dau gol din prima cu mașinuța asta. Bă, destul de bună. Adică eu nu sunt mulțumit de ea. Bine, noroc că, vedeți, acum la faza asta îmi ținea cineva viața ridicată. Că altfel nu cred că ajungeam până la poartă. Cred că tipul ăla de care vă ziceam la început că e suport, ăla mi-a ținut viața ridicată. Și are un fel de ceva, un lanț legat de ea. Super tare designul mașinuțelor. Așa, și am dat primul nostru gol. Acum obiectivul va fi al nostru să dăm gol, nu să mai interceptăm pe nimeni. Deci eu nu trebuie să mă bat cu ei, ci trebuie să mă duc la să dau gol mai degrabă. Ce zice aici? Right after the right, așa. Black Lotus goes for a second strike. Oh, îmi place asta. Nu știu ce face ultimata aia. Da, hai că băgăm viteză și... Boom! Așa, mă duc repede, iau mingea. Băgăm boost aici. Și încă un boost. Opa! Ce face W-ul? W-ul parcă ia foc așa. Un fel de atac, dar vedeți că eu practic eu nu prea pot să atac în mare parte cu mașința asta. E foarte mult, ține foarte mult de goluri la mine. Dar la ce viteză are? Vedeți că este ca și cum are și o chestie de foc din ea. Cred că dacă cineva stă în fața mea când eu dau boost-ul ăla, cred că l-arde. Cred că l-arde direct. Hai, hai. Bă, încă un gol! Frate, să vezi, deci să vedeți cât de repede o să dăm, o să terminăm meciul ăsta dacă continui așa. Că nu mai eu dau toate golurile în meciul ăsta. Și țineți minte că în meciurile anterioare ne-am chinuit ceva, adică... Nu știu. Ori m-am mai obișnuit eu cu jocul și reușesc să joc un pic mai bine, ori habar n-am. Dar foarte tare mașinuța asta, îmi place. Chiar îmi place cum o joc cu ea. Și interesant totuși că și pe practice poți să faci level, da? Și poți să primești experiență și poți să faci challenge-urile. Adică nu trebuie să joci neapărat pe online. Deși acolo ar fi un pic mai interesant, zic eu. Hai să luăm și ăsta. Și nu mai avem puncte momentan. Pe F1, deci ce face ăla? You became in... Așa, trebuie să an enemy. Deci treci prin inamici când apeși pe W, chestia aia care mă face de foc. Pur și simplu mă face să trec prin oricine, ca să mă poată bloca nimeni. Deci vă imaginați cam cât de... Nu știu, mi se pare un pic overpowered mașinuța asta, nu vi se pare? Pentru că... Deci uite, acum o să trec prin ăsta aia. Nimeni nu mă poate atinge. Bă, frate, ce să-i faci la mașina asta? Deci dacă prindeți mașina asta în meci, puteți să ziceți că e papa meciul. Aha. Băgăm boost aici, fain frumos. Ia uite, îmi iau și viață de la ăla din echipa mea. Și nu numai asta, dar mai dau și gol. Ia. A, am pierdut-o. Am trecut prin chestia roșie. Nu. Nu. Aoleu, și mă trage ăsta. Bă, dacă îți dau una acum. A, fac. Asta nu-i bine pentru că acum, vedeți, eu nu prea am forță să-i fac nimic lui ăsta.
Asta e de rău. Mingea, mingea, mingea. Dă-o, dă-o, dă-o încoace, dă-o încoace. Ia mea. Ia mea. Gata, gata, gata. Rectificăm problema acum. Mingea asta trebuia să fie în poarta aia. Nu știu de ce a ieșit, dar va intra. Vă promit eu că va intra. Luați-o de aici. Așa. Și iată că a doua victorie este a noastră. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Bun. Ăsta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Heavy Metal Machines, nu uitați să apăsați butonul de like, poate o să mai facem pe viitor. Nu uitați giveaway-ul din descriere dacă vreți să aveți șansa la cele 5 mașini premium din joc. Și de asemenea nu uitați că joculețul este gratuit, da? Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!